Ieri a fost o zi tristă pentru noi, pentru întreaga Românie. O altă stea s-a stins din viață, Stella Popescu, o mare actriță, o adevărată doamnă a teatrului românesc. Dumnezeu să o odihnească, mai aveam nevoie încă de clorile aprinse ale acestei doamne, care ne-a luminat fețele, dar și sufletele. Stella Popescu a oferit publicului mai mult de o jumătate de secol de teatru, film și spectacole de revistă. A fost un artist complet. A jucat, a dansat, a improvizat, a mers în turnee, nu s-a dat în lături de la munci și mai ales și-a păstrat modestia și dezinvoltura. Va rămâne în amintirea multor generații, inclusiv cele mai tinere, bucurându-se de aprecierea și respectul cuvenite unei mari artiste. Să râdem pentru ultima oară cu Stella Popescu. Bună ziua, doctore Georgescu! Să vezi ce mi s-a întâmplat! Mi-a spus o vecină că anumite vise indică simptomele unor boli. Spune-mi, te rog, ce boală am! Să vezi ce am visat azi noapte. Se făcea că dădeam o petrecere în cinstea cântăreței peruviene Ima Sumac. Caragios, nu? E bine, e foarte caragios, pentru că eu n-o cunosc pe Ima Sumac. Cu toate acestea, se făcea că stăteam numai noi două în apartamentul meu din Mântuleasă. Deodată, auzi soneria? Deschid. Ava Gardner, actrița, împărăteasa din Meierling. Da, da. Ce vai tu, drăguț, din partea ta că m-ai invitat și pe mine. Este foarte curios, dar eu nu cunosc nici pe Ava Gardner. Cu toate acestea, la noi în vis, invitatele mă cunoșteau pe mine, dar nu se cunoșteau între ele. A. Așa că le-a făcut cunoștință, nu? Da. Ava Gardner, Ima Sumac. A, nu, por favor! Fără excese de politețe, îmi spune Ima Sumac. Prezintă-le pe numele cel mic pentru ca să devenim mai repede amigos. De acord, spun eu. Și atunci le prezinte, nu? Ava, Ima. Sonerie, deschid, actrița Eva Pătrășcan. Sigur că fac prezentările așa cum a rugat Ima Sumac. Eva, Ava, Eva, Ima. Încep să zâmbesc, dar nimeni nu găsește nimic amuzant în asta. Au din nou soneria. De data aceasta era cântăreața italiană Iva Zanichi. Fac prezentările, Iva Ava, Iva Ima, Iva Eva. Sonerie, deschid, Sică Alexandrescu. Stai! Sică Ava, Sică Eva, Sică Iva, Sică Ima. Trrr, deschid, Gică Petrescu. Gică Ava, Gică Eva, Gică Ima, Gică Iva, Gică Sică. Trrr. Ion Popescu Gopo. Bineînțeles că fac prezentările, nu? Gopo Ava, Gopo Eva, Gopo Iva, Gopo Ima, Gopo Sică, Gopo Gică. Sonerie, deschid, Coca Andronescu și regizorul Geo Saizescu. Zic, dragă Coca și Geo, vă prezint pe Ava, Eva, Iva, Ima, Coca Geo Sică, Coca Geo Gică, Coca Geo Gopo. Da. Numai de n-ar mai veni cineva, îmi spun eu, dar tocmai în clipa aceea aud soneria. Toți stau cam chetriți. Și eu introduc pe noul venit. Geo Barton. Prieteni, zic, probabil că-l cunoaște cu toții pe Geo Barton, nu? Liniște absolute. Încep să fac prezentările. Geo Ava, Geo Eva, Geo Ima, Geo Iva, Geo Sică, Geo Gică, Geo Gopo, Geo Coca, Geo Geo. Zic, dă Doamne să nu mai vină și poetul Geo Dumitrescu. Dar tocmai în clipa aceea aud soneria. Deschid. Și? Nu e el. Bra. E criticul Geo Șerban. Ah. Geo Ava, Geo Iva, Geo Ima, Geo Eva, Geo Sică, Geo Gică, Geo Gopo, Geo Coca, Geo Geo, Geo Geo. Geo Geo. Geo Geo. De ce mai fi fost nevoie de petrecerea asta, nu știu. Pentru că tocmai în clipa aceea sună soneria și apare Dem Rădulescu și Dem Savu. Dem, Dem Gică, Dem, Dem Sică, Dem, Dem Ava, Dem, Dem Eva, Dem, Dem Ima, Dem, Dem Iva, Dem, Dem Gopo, Dem, Dem Coca, dem, dem, Geo, dem, dem, Geo, dem, dem, Geo, dem, dem, Geo. Asta e nu, că Geo Dumitrescu nu venise. Mai bine. Era o petrecere de groază. Dacă mai ține mult așa, zic, gata, mor. Tocmai în clipa aceea, însă, aud în spatele meu așa. Sper că n-am întârziat. Mă întorc. Cine crezi că era? Cine? Aga Khan, cunoscutul miliardar care intrase la mine în Mântuleasa fără să mai sune la ușă. A, nu, sigur că n-ai întârziat, îi spun eu cu lacrimi în ochi. Poftim, trag aer în piept și încep. Aga, Ava, Aga, Eva, Aga, Iva, Aga, Ima, Aga, Sică, Aga, Gică, Aga, Gopo, Aga, Coca, Aga, Geo, Aga, Geo, Aga, Geo, Aga, Dem, Dem, Aga, Dem, Dem, Aga, Dem, Dem. Auzi soneria?
Mă trece un fior rece pe șirea spinării, dar nu deschid, nu deschid. Foarte. Dar deschid eu, dată mă apostrovează Ima Sumac. Oh, simt un gol în stomac și deschid. Cine crezi că era? Cine? Dumneata, doctore, Epaminonda Baltazar Georgescu s-a scut. Te strig pe numele mic, vino Epaminonda Baltazar și plâng de bucurie. Niciodată în viața mea n-am fost mai fericită. Ei, doctore, ce boală crezi că am? Ego, 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 Ima? Dumnezeu să odihnească. Noi mergem mai departe, iată știrile dimineții. Natură, aventură și râuri fără microcentrale. Jurnaliștii de la TVR Cluj au obținut schimbarea legii apelor după ce au inițiat o campanie împotriva construirii de microhidrocentrale pe râurile de munte. Demersului realizat de Dan Păvăloiu și Dan Cureani s-au alăturat și alți jurnaliști, dar și reprezentanți ai unor ONG-uri. Din păcate, modificările aduse legii printr-o ordonanță de urgență sunt minore și cel mai probabil nu vor stopa fenomenul. La presiunea jurnaliștilor și de teama unui infringement din partea Comisiei Europene, Guvernul României a modificat legea apelor, care nu mai permite amenajări pe cursurile neafectate de activități umane. În vederea protecției și conservării stării apelor pe sectoarele de cursuri de apă care nu sunt afectate de activități umane, se interzice realizarea de lucrări și activități care pot afecta starea ecologică a apelor. Se prevede în Ordonanța de Urgență 78/2017, articolul 27. Problema este însă departe de a fi rezolvată, dar a fost făcut un prim pas spre îmbunătățirea situației. Chiar dacă se va interzice construcția de noi microhidrocentrale, cele existente vor rămâne în funcțiune. Lucrurile stau destul de sensibil în sensul că acum guvernul trebuie ca să precizeze o listă de râuri pe care le consideră neatinse de mâna omului. Dacă pe lista asta o să apară 3 râuri de munte, n-am făcut nimic. Pe de altă parte, ea reglementează și debitul de servitute și debitul ecologic, ce înseamnă mult mai bine reglementate, mult mai ușor de atacat în instanță. Eu cred că în anumite situații vor fi și se vor respecta legea, dar vor fi și niște portițe de scăpare pentru niște, să zicem, proiecte, niște oameni care stau în spatele acestor proiecte, care sunt poate dispuși să facă orice ca să nu-și piardă investițiile. Rămân însă multe alte albi de râuri distruse de microhidrocentrale, care au fost construite haotic. Eu văd ca pe urmă rotrăvit, pentru că pe de-o parte pare să oprească distrugerea râurilor prin microhidrocentrale, dar pe de-altă parte declară regularizările acelea sinistre făcute de Apele Române ca fiind de interes public și național. Dar acele regularizări sunt strict ilegale, conform directivei cadru privind apa. Ecologii care s-au implicat în lupta împotriva microhidrocentralelor promit să rămână vigilenți în continuare. Nu ai cum să rămâi mut și să nu și să crezi tot ce ți se servește câtă vreme nu vezi lucrurile concrete. Da, să vezi că acele râuri sunt salvate și că pe ele nu se va construi nimic de acum încolo. Există și o prevedere controversată în ultima ordonanță ce modifică legea apelor. Guvernul a eliminat, în mare parte, restricțiile de construire pe malurile apelor și ale lacurilor, cu o singură condiție. Proiectul să prevadă și lucrări de apărare împotriva inundațiilor. Jurnaliștii de la Adevărul au făcut o anchetă prin care au demonstrat că ordonanța ajută construcțiile realizate de societatea Teldrum în zona insulei Belina și a brațului Pavel. Hipoacuzicii din Iași nu au doar probleme cu accesarea numărului 113, la care, conform STS, au sunat în 2 ani doar de 4 ori, ci și cu interpreții mimico-gestuali din spitale. Ei susțin că în unitățile medicale nu există persoane care să intermedieze o discuție între un pacient sau aparținător hipoacuzic și cadrele medicale. Condiția este însă una obligatorie la acreditarea spitalelor, iar în vreme ce la Sfântul Spiridon este angajat un preot pentru acest lucru, la neurochirurgie, convenția, tot cu un preot, a expirat. În caz de urgență, nu pot comunica. Asta susțin persoanele cu deficiențe de auz când este vorba despre întregul sistem gândit pentru a ușura situațiile în care au nevoie de ajutor de la medici, poliție sau pompieri. Din păcate, acest sistem nu funcționează din lipsa interpreților în limbaj mimico-gestual la unitățile de urgență.
Adică? Nici o unitate spitalicească nu a angajat măcar servicii, nu interpreți, măcar servicii de interpretare în limbajul mimico-gestual, deși noi ne-am oferit disponibilitatea de a le oferi aceste servicii. Însă existența unui interpret mimico-gestual este obligatorie pentru acreditarea unui spital. La neurochirurgie, cel care ar trebui să intermedieze discuțiile între pacienții hipoacuzici și cadrele medicale nu mai are contractul valabil. Preotul Mihai Prodan este autorizat de Ministerul Muncii ca interpret mimico-gestual și a avut o convenție cu spitalul până anul trecut. În schimb, la Sfântul Spiridon, cel mai mare spital din Moldova, situația este diferită. Tot un preot are acreditare, însă este angajatul spitalului. Practic, dacă o persoană hipoacuzică ajunge în unitatea de primiri urgențe... Da, în momentul ăla este anunțat preotul, preotul vine, el are un program de 8 ore, este angajatul spitalului. Bun, o să-mi spuneți ce se întâmplă dacă vine la ora 3 dimineața, că e posibil și lucrul ăsta să se întâmple. Dacă este o urgență majoră, medicii își fac datoria și la o urgență majoră se acționează și nu mai e nevoie de o traducere, fiindcă medicul își dă seama după simptomatologie. Salvează viața. Ulterior, a doua zi dimineață, este chemat pentru detalii de altă natură, știu eu, un istoric al bolii. În cazul în care polițiștii au nevoie de un interpret mimico-gestual la o intervenție, solicită acest lucru de la o persoană autorizată, iar mai apoi serviciile sunt facturate. Însă, statisticile serviciului de telecomunicații speciale arată că hipoacuzicii nu preferă să folosească serviciul 113. Din momentul în care a fost înființat serviciul 113, câte apeluri au fost pentru județul Iași și pentru zona Moldovei? Pentru județul Iași au fost 4 cazuri, deci din 2015 cred că a luat ființă acest serviciu, iar la nivelul Moldovei 22 de cazuri. Deși persoanele hipoacuzice trebuiau să se înscrie într-o bază de date tocmai pentru ca numărul de telefon să fie recunoscut în momentul unui apel, statisticile STS arată că doar 46 de persoane din Iași au trimis aceste date. Asta în condițiile în care la Asociația din Iași sunt înscrise aproximativ 1300 de persoane cu deficiențe de auz și vorbire. Bună dimineața, România! Vă spun încă o dată, ne întâlnim și astăzi la Regional Cafe și vă invităm să rămâneți în această oră sau cât ne-a mai rămas din această oră împreună, pentru că avem invitații speciali. În această dimineață discutăm despre o caravană specială. La cel mai mic semn de răceală sau atunci când ne doare măseaua, ce facem? Dăm iama la sertarul cu antibiotice. Însă e bine sau nu e bine? În perioada 18-25 noiembrie, cu prilejul Zilei Europene de Informare pentru Antibiotice, caravana Antibioticele salvează vieți, utilizează-le cu grijă, inițiată de Asociația Studențească de la Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa din Iași, a plecat în călătorie în mai multe localități. Le spun bună dimineața și invitatelor mele din această dimineață, Eliza Froicu, coordonator proiect din cadrul Societății Studențești Mediciniști Iași și dr. Mihaela Moșneguț, directorul medical de la Antibiotice. Bine ați venit la noi! De ce avem nevoie, de ce au românii nevoie de o astfel de caravană? Noi credem în caravana noastră, deoarece este dreptul nostru de a fi informați și educați, este dreptul fiecărui individ și tocmai din acest motiv ne-am unit forțele să lansăm această caravană. E adevărat că frecvența utilizării antibioticelor în România e mult mai ridicată decât în alte țări din Europa? Cred că important este să vorbim despre cum le utilizăm corect. Mult sau puțin ar trebui să fie un termen de comparație. Și Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice este o inițiativă europeană lansată în urmă cu 10 ani, tocmai în acest scop, promovarea utilizării corecte a antibioticelor. Acum, despre ce înseamnă corect, probabil că în urmă cu aproape 90 de ani, când Alexander Fleming a descoperit penicilina, nu și-a închipuit sau nu s-a trezit cu gândul astăzi voi face un miracol. Însă apariția antibioticelor permite mare parte din tehnicile medicinei moderne de astăzi. În absența acestor antibiotice, chirurgia cardiovasculară, medicina de transplant, ortopedia, salvarea vieților politraumatizaților din accidente și chiar nașterile și îngrijirea prematurului nu ar putea avea loc,
pentru că nu ar fi posibilă stoparea infecțiilor care inerent pot apărea în astfel de situații. Și astfel a luat naștere o caravană. Mi se pare foarte faină ideea studenților mediciniști, în ideea în care poate vă gândiți și la munca voastră de pe viitor. Noi ne-am propus ca viitori practicieni să fim responsabili și tocmai să derulăm această campanie pentru a informa și a ajuta comunitatea din jurul nostru. Am ajuns în acest an la a treia campanie, da, desfășurată cu compania antibiotice. Până acum ne-am adresat publicului din Iași, dar anul acesta ne-am lărgit orizontul spre mediul rural. Avem și câteva imagini, dacă mă vor ajuta colegii mei să le afișăm de pe tabletă. Unde ați plecat anul acesta? Unde? În ce localități ați poposit? Anul acesta, pe 18 noiembrie, am fost în Comuna Victoria. Da. Apoi, pe 22, am fost în Comuna Mironeasa și urmează ca astăzi să mergem în Comuna Voinești. Ce frumos! Ce frumos! Cum reacționează oamenii când mergeți în localitățile respective și le explicați că ar trebui să utilizeze responsabil, în primul rând, antibioticele, pentru că altfel dezvoltă rezistență la anumite bacterii? Am fost foarte uimiți să vedem cât de deschiși au fost aceștia și cred că, într-adevăr, am avut un impact asupra gândirii lor. Și am reușit să le transmitem un mesaj, da? Corect și responsabil. Nu e greu să schimbi mentalitatea românului, că atunci când îi intră ceva în cap, e greu să-l convingi că e altfel. Mamă, deci eu am învățat că dacă iau antibiotic, în două zile îmi trece răceala. Nu v-ați confruntat și cu astfel de opinii? E nevoie de perseverență în susținerea acestui proiect. Da. Pentru că, într-adevăr, antibioticele, nefiind medicamente care se administrează zilnic, lumea este mai puțin obișnuită să le păstreze și să le utilizeze cu grijă. Ne închipuim că dacă acel miracol s-a produs în urmă cu 90 de ani, îl vom avea mereu, da, fără să contribuim la utilizarea corectă. Însă oamenii, într-adevăr, reacționează foarte frumos atunci când li se explică că neutilizate, li se explică ce înseamnă rezistența bacteriană, în ce condiții apare ea și cum fiecare dintre noi putem contribui responsabil la prevenirea acesteia. Rezistența bacteriană apare atunci când bacteriile își pierd capacitatea în anumite condiții de a răspunde la tratamentul antibiotic și astfel chiar în condițiile administrării lor, infecția persistă și duce la complicații. Ce putem noi face ca oameni obișnuiți, dar și ca medici și ca producători din domeniul agricol, este să utilizăm antibioticele doar atunci când este nevoie, să utilizăm antibioticul corect, pentru că există astăzi peste 15 clase de antibiotice, da, și nu toate acționează împotriva tuturor bacteriilor, să utilizăm doza corectă, intervalul corect dintre administrări, durata suficientă de timp și toate acestea sunt informații care captează interesul oamenilor, indiferent de unde ar fi ei, din orice mediu. Plus, studenții au foarte mult entuziasm în a promova. Am realizat împreună și niște flyere pe care aceste informații să fie la îndemâna tuturor și cu ajutorul medicilor de familie din zonele respective considerăm că încetul cu încetul vom reintroduce principiile utilizării corecte a antibioticelor. De altfel, este și o gândire responsabilă din partea companiei antibiotice de a să-l alătura acestei campanii. Da, considerăm noi ca producători de antibiotice că trebuie să asigurăm accesul la toate clasele de antibiotice. Noi fiind un producător de generice, aceasta este menirea noastră, să răspundem unor nevoi și unor cereri, deci să asigurăm accesul și nu să încurajăm excesul utilizării antibioticelor. Ne-a plăcut inițiativa aceasta, nu doar în Iași, o susținem, ei au fost primii care au venit către noi în urmă cu 3 ani, dar avem acțiuni cu asociațiile studențești și la nivel național. De asemenea, cu asociațiile profesionale din domeniul profesional și în domeniul sănătății, și cu medicii și cu farmaciștii. Îmi spuneai că astăzi mergeți în ultima localitate pe care v-ați propus-o pentru această caravană. Cine participă mai exact? Cine va fi în caravană? Din partea noastră vor fi studenți de la medicină, studenți, da, la stomatologie și studenți la farmacie. Noi ne-am dorit să participăm cu toții și să ne exersăm comunicarea cu pacientul, cum o denumim noi, și credem că ne ajută
în viitor pentru o mai bună practică și înțelegerea nevoilor pacienților noștri. Și cum se desfășoară exact? Ajungeți în localitatea respectivă. Pentru exemplu, unde vă întâlniți astăzi? Astăzi ne întâlnim în fața universității, da. De acolo vom porni cu toții. Mai ajungem în localitate, iar de acolo vom începe să discutăm puțin cu publicul care va participa la prelegerea desfășurată de medicul de familie. Vom împărți chestionare, vom ajuta persoanele respective să le completeze. De asemenea, ei vor primi flyerele și un mic supliment din partea noastră. Încercăm să vedem care este informația pe care ei o dețin înainte de aceste prelegeri. Prin chestionare, ei răspund la o serie de întrebări despre când consideră că ar trebui să utilizeze antibioticele, apoi are loc o prelegere. Ele sunt întotdeauna anunțate prin afișe în locație, dar studenții în acțiunea lor de voluntariat informează și atunci la fața locului. Și după o prelegere încercăm să punctăm câteva mesaje de luat acasă. Și cu siguranță și medicii de familie își fac treaba în acest sens, aduc pacienții și îi informează că va exista o caravană și că acolo vor afla mai multe informații. Vă mulțumim mult, mult succes astăzi, vă mai așteptăm la noi și anul următor cu alte informații. Și noi mergem către următorul nostru subiect, mai exact, cântec și poveste. La începutul lunii octombrie a avut loc unul dintre cele mai importante festivaluri folclorice din țară, Trandafir de la Moldova. Eveniment la care TVR Iași a fost partener, au fost prezentate 16 ansambluri folclorice, formații de dansuri populare, fanfare și grupuri instrumentale. Urmărim chiar acum un fragment din Cântec și Poveste, partea a doua, Trandafir de la Moldova. Nu ratați întreaga ediție, sâmbătă de la ora 19:30 pe TVR Iași. Ca să joacă azi la noi în sat. Ora legănată și cu pași mărunți, joacă o famarie și stai și din uiți. Ora legănată și cu pași oi, joacă-o măi Vasile, joacă-o ca la noi. Iar frunzuliții verdini trifoi, haideți, fetelor, ca hai și voi flăcăi. Doi pași înainte și doi înapoi, uite așa se joacă cu rapid la noi. Doi pași înainte și doi înapoi, uite așa se joacă cu rapid la noi. Și fete, hai la corăsat, să jucăm pe goare jocul legănat. Doi pași înainte și doi înapoi, uite așa se joacă cu rapid la noi. Doi pași înainte și doi înapoi, uite așa se joacă cu rapid la noi. Așa se joacă azi la noi în sat. Ora legănată și cu pași oi, joacă-o măi Vasile, joacă-o ca la noi. Ora legănată și cu pași mărunți, joacă-o famarie ca la Cernăuți. Uite așa se joacă Hora pe la noi, sâmbătă de la ora 19:30 pe TVR Iași, Cântec și Poveste. Iar acum răsfoim revista presei, așa ca pe final de săptămână, Pulsul Presei.
Bună dimineața! Bună dimineața din nou! Eu unul ridicat așa pus sub presie pentru că vinerea asta avem o altă stare de spirit. Așa e. Suntem mai veseli, bem mai multă cafea, nu? Da, din ziarul de Iași avem foarte multe știri astăzi. Foarte bine! Deosebire de celelalte zile. Uite, din ziarul de Iași, din pagina 2, până la Crăciun, cinematograful Tineretului va fi demolat. A spus directorul Ateneului din Iași, citat de ziarul de Iași, în cadrul conferinței de presă care a avut loc ieri, chiar lângă clădirea în care urmează să fie demolată, construcția este într-o stare deplorabilă, existând riscul ca anumiți pereți să cadă peste trecători în orice moment. Ce se întâmplă mai departe puteți citi în pagina 2 din ziarul de Iași și tot aici, în pagina de actualitate, uite, scrie ziarul de Iași, s-a ajuns ca în municipiul Iași locuitorii să-și repare singuri strada, asta pornind de la o situație din cartierul Bucium, unde mai mulți localnici care au case acolo în zonă au făcut o chetă și și-au reparat singuri strada. Asta pentru că ajutorul de la autorități nu a venit la timp. Tot din ziarul de Iași, o știre pe care am găsit-o și în evenimentul astăzi și în mai multe ziare locale, protocol între spitale pentru cazarea ieșenilor abandonați de familie, asta pentru că urmează sezonul rece și mulți dintre cei care nu au una de post ajung la spital înghețați, nu, de frig, din păcate, în perioada rece. Direcția de Sănătate Publică Iași a încheiat un proiect de colaborare cu mai multe spitale, astfel încât bolnavii fără adăpost să nu rămână pe drumuri. Practic, după consultație, ieșenii care nu au una de post vor fi cazați, scrie ziarul de Iași, la Institutul de Psihiatrie Socola și vor fi și câteva paturi la Spitalul Sfântul Spiridon. Da. Asta pentru că tot vine, figur, și devenit vine singur. Hai să mai vedem și altceva. Uite, din ziarul evenimentul, asta pentru că tot ai avut tu ieri invitație și ați discutat despre acest subiect, soluție de compromis pentru stoparea accidentelor la Valea Lupului, scrie și ziarul evenimentul de astăzi. Este vorba despre acea soluție, nu? Despre care povestea și primarul de la Valea. Ieri, uite, primăriile din Iași și Valea Lupului cer reglementarea circulației pe DN28 în regim de stradă. Demersul vine pe fondul protestelor, da, din ultimele săptămâni organizate de locuitorii de la marginea Iașului. Locuitorii cer construirea de pasarele pentru pietoni. Vom vedea dacă soluția pe care au găsit-o autoritățile e una care va rezolva măcar într-un anumit procent, nu? Să sperăm că așa se va situația. Că așa se va întâmpla. De altfel, a devenit, nu știu, un obicei, e un obicei prost, aș spune eu, ca autoritățile să acționeze în momentul în care mase mari de oameni ies în stradă și protestează. Sperăm că nu va fi tot timpul așa. Da. Tot de aici, din pagina 4 a evenimentului, primii pași pentru restaurarea Bojdeucii. Consiliul Județean începe demersurile pentru restaurarea muzeului Ion Creangă. Se pare că structura de rezistență trebuie intervenit la structura de rezistență. Acoperișul este deteriorat și e nevoie și de refacerea instalației electrice în interior. Eu n-am mai fost... De când n-am mai fost la Bojdeucă? Cred că în urmă cu 7 sau 8 ani, atunci când am ajuns în Iași, a fost unul dintre primele lucruri pe care le-am făcut. Am vizitat Bojdeuca. Pe atunci palatul încă nu era reabilitat și nu era deschis publicului larg. Oricum, pentru toți cei care ne privesc, indiferent dacă sunt de aici din Iași sau din împrejurimi, și înainte și după restaurare, dacă vreți să veniți să vedeți Bojdeuca, să știți că merită. Casa copilăriei. Da. Uite, peste 1000 de specialiști în oncologie vor fi prezenți la Iași. Sunt, de fapt, început pe 23 noiembrie și se termină pe 26. Peste 1200 de participanți sunt așteptați din varii specialități medicale, o grămadă de lucrări științifice, conferințe și așa mai departe. Găsiți tot programul evenimentului, ziarul evenimentului. Mulțumim tare mult, Roxana. Dacă ceva mai devreme am urmărit imagini, cântec și poveste, o ediție pe care o puteți viziona și voi și dumneavoastră sâmbătă de la ora 19:30, noi ne îndreptăm acum către următorul nostru invitat cu un alt
alt eveniment foarte, foarte reușit. Bună dimineața, îi spunem domnului Adrian Ardeleanu, directorul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale. În acest weekend la Iași are loc cea de-a 10-a ediție a festivalului concurs Timp Bătrân din Oameni Buni. Ce frumos! Bună dimineața! Într-adevăr, suntem la 10-a ediție a festivalului Timp Bătrân din Oameni Buni, o ediție pe care noi dorim să fie la fel de reușită ca și celelalte, unde avem în final 15 concurenți și, bineînțeles, în recital niște interpreți, spunem noi, de marcă, Zinaida Bolboceanu, Claudia Martinică și Grigore German. Dar nu numai atât, am invitat și două interprete care au obținut trofeu în 2015 și 2016. Este vorba de Daruca Radu și Mădrina Avădeni. Așadar, spunem noi, un program deosebit de frumos pregătit și sper ca spectatorii în cele două zile de spectacole să fie mulțumiți. Da, să fie mulțumiți, mai ales că intrarea este liberă, sunteți cu toții așteptați. TVR Iași este partener al acestui eveniment, edițiile vor fi și televizate? De adevăr, spectacolele sunt televizate, partenerul nostru cel mai apropiat TVR Iași este de noua ediție la acest eveniment și sperăm să îl avem și în continuare, dar noi atât dorim ca aceste parteneriate între instituțiile noastre să fie cât mai dese și în același timp să fie atât în sprijinul nostru cât și atât de spectatorilor. Să discutăm puțin despre program. Începe sâmbătă de la ora 17. Da, programul da. Va, în prima zi de concurs, va avea spectacol la ora 17, unde vor lua, cum am spus, acești finaliști. Apoi, în a doua zi, va fi spectacolul de gală, mânarea premiilor și recitalul de care v-am amintit mai înainte. Ne spuneați că sunt 15 participanți, s-au făcut și preselecții. Câți participanți au fost la preselecții? Au fost 28 sau 29, cam așa, dar nu asta este important, că acești finaliști, cum spunem noi, sunt reprezentanți din județele Suceava, Botoșani, Iași, Republica Moldova și regiunea Cernăuți-Ucraina. Ce frumos! Eu v-aș întreba, suntem la 10-a ediție acestui concurs, oare nu s-a terminat resursa suflului tânăr pasionat de folclor? Nu, în sensul în care participanții au fost 40 la număr, sau cât mi-a spus, în edițiile trecute poate au fost 70 care s-au prezentat nu la preselecții. Nu chiar de mulți, dar pentru că, așa cum am spus, festivalul este adresat zonei Moldovei, este criticul popular moldovenesc. Și participă interpreți tineri numai din această zonă a țării. Dar noi avem o limită de vârstă, adică este vorba de tineri între 15 și 21 de ani. Da, este foarte un interes, tineri, este un interes foarte mare pentru tineri să vină în această lume a folclorului muzical, ceea ce ne bucură, dar în același timp trebuie să fim cu multă atenție în modul lor de a se prezenta, pentru faptul că participarea la un concurs înseamnă și o responsabilitate atât din partea jurului, dar și din partea organizatorilor. Așadar, la Iași, acești tineri vor fi apreciați așa cum se cuvine. Și dacă amintesc de juriu, cine face parte din juriu? Din juriu vom avea pe domnul profesor Virel Bârleanu, este un muzicolog, membru al unui compozitorilor, apoi domnul Tudor Golac de la Academia de Științe din Chișinău, Iurie Lepcic de la Cernăuți, doamna conferențiar Zamfira Dănila de la Academia de Arte din Iași, dirijorul orchestrei Marinică Votea și subsemnată. Da, vă reamintim, va acompania orchestra Doina Carpaților, conducere muzicală Marinică Votea. Ce urmăriți într-un astfel de concurs? Ce ar trebui să... ce abilități ar trebui să aibă participanții? În primul rând, acești tineri trebuie să aibă voce. Da, în primul dacă rând, voce. Dacă s-au născut cu această voce dată de la mama lor sau la cel de sus, este un lucru important. Apoi, să aibă aptitudine de interpretare, adică să fie apropiat
de acest gen de muzică, de cântec popular românesc. Și, în ultimul rând, să știe să îl prezinte, că degeaba înveți dacă nu știi să îți prezinți ceea ce ai învățat. Așa e, nu e vorba doar de tehnică aici. E vorba de interpretare, e vorba de stil, sunt multe, multe lucruri care... Și nu în ultimul rând, repertoriul. Aici este o problemă foarte grea. În ce sens? Asupra repertoriului. Mulți tineri aleg piese din repertoriul altor soliști consacrați sau își fac ei niște melodii, așa să spunem, să fie în stilul modei, cum să spunem, undeva și comercial. Dar uite de repertoriul tradițional, adică nu merg la colegiul folclorice, nu se documentează. Și aici problemele sunt puțin discutabile. Dar să sperăm că recomandările care le-am făcut în ultimii ani la concurenți și am observat în acest an la cei care au fost la preselecție, au ținut cont de câteva indicații, pentru că o parte vin pentru a doua sau a treia oară în concurs. Mulți s-au ambiționat și pot să câștige trofeu. E foarte bine că iubesc acest festival și sper să plece mulțumit de la el. Urmăriți autenticitatea. E un concurs dedicat celor școliți în canto sau celor cu date native care poate iubesc folclorul în foarte primul tare? Rând native, pentru că școlit în canto, cum se spune acum, în tighele mele popular, că nu-i cea mai bună de numire, dar mă rog, în cântecul popular. Da. Este foarte greu de spus că este bine pentru interpret să facă ore de canto popular. El, da, dacă are talent și a auzit în familie, la părinții lui, la bunicii lui, la rudele respective, a auzit și place cât cu popular, îl va interpreta ca atare. Pe când profesorul, ceea ce spune la un elev, spune și la ceilalți. Așa că vom avea o, practic, o serie de... o echipă de, da, de cântăreți, da, care vor cânta același lucru. Aici sunt probleme și probleme. Nu spun că nu este bine ca un cunoscător de muzică să-i dea niște indicații de respirație, de frază muzicală sau să... repertoriu, în primul rând. Da. În primul rând, repertoriu. Dar ajunge la canto, știți foarte bine, canto popular, cum spune, lucrurile sunt departe și nici nu este indicat să fie așa genul. E trebuie să cânte natural. În momentul în care este natural, prin voce, prin ținută, prin prezența lui în scenă, atunci este de unde trebuie. Urmărim chiar acum secvențe din ediția de anul trecut, chiar din gală. Spuneați de ținută, contează și ținuta, nu? Și atitudine. Da, adică fiecare interpretă și prezinte costumul popular din zona care o reprezintă. Se pare foarte normal să fie așa. Da, și se respectă? Da, se respectă. Adică am avut anul trecut pe Mădălina Vădănei, care spuneam la trofeu, a venit cu un costum specific zonei Tătăruș, de unde este ea. Deși reprezenta județul Iași, putea să vină din oricare, da, 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 zonă a județului Iași, că, mă rog, e județ. Dar ea a venit cu un costum din zona Tătăruș. Deci sunt costume tradiționale, în niciun, da, caz contemporane zone sau reinterpretate, nu, așa nu, cum... Nu, nu, nu. Și un costum destul de vechi, pe mărșele din 40 de ani. Va fi un spectacol, concurs, de altfel o bucurie. Cum reacționează publicul? Foarte bine. Publicul, de multe ori, publicul este exact pe apicele de jurului. Chiar am avut emoții în alte ediții, chiar și am trecut. Mă gândeam, oare dacă se va anunța trofeul că l-a luat persoana X, care va fi reacția publicului? Extraordinar. Frumos. Acum 2 ani am luat trofeul Raluca Radu din Vaslui, o tânără care acum este studentă la București, la etnologie, anul 2. Și a fost o surpriză pentru noi. A venit în ultima clipă, s-a înscris, a venit la concurs, a luat trofeul. A avut o reacție, sala extraordinară. A fost acolo, da, cu... Așa că, știți, de ea. Ni se pare nouă, dar publicul este mai exigent decât jurul de care vorbim noi. Și până la urmă asta e important, să, da, treci rampa și, da, să ajungi la public. Și chiar ne bucură atunci când noi
am decis premiile și publicul este mulțumit. Înseamnă că suntem și noi în marele public. Așa va fi și de această dată. Avem nevoie de astfel de festivaluri, concursuri, dacă vrem să ne păstrăm tradiția și autenticitatea noastră. Să facem și o mică mențiune. Publicul să fie în sală cu cât timp cu înainte? Cu 15 minute mai devreme. Da, pentru că partenerul nostru, prietenul nostru, TVR Iași, va înregistra aceste spectacole și, repet, sâmbătă și duminică, 25-26 noiembrie, la ora 17, încep spectacolul Casa de Cultură a Studenților, festivalul de bătrâni de oameni. Frumos. Premii. Da, vom da și premii. Trofeu și premii însemnând locul 1, 2 și 3. Dacă juriul va considera că mai trebuie să dăm ceva, o mențiune sau un premiu special, suntem pregătiți și pentru acest lucru. E frumos cum vă încăpăținați să duceți mai departe acest festival concurs, care poate în edițiile trecute a avut și mici clătinări. Adică poate n-ați fost sprijiniți îndeajuns. Ce se întâmplă? Trebuie să fim foarte sinceri, să dăm cezarului și a cezarului. Acest festival, numai cu 12 ani, a pornit dintr-o inițiativă a Casei de Cultură a Studenților, Spitalul Marinică Botea. Da. Noi, Centrul Județean și eu personal, eram parteneri. Și am mers până la ediția a 7-a. Da, a 7-a. După care ei au stopat festivalul. 2 ani am încercat să-i convin, n-au reușit și atunci l-am preluat eu, adică Centrul Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale. Și un an au fost parteneri, după aceea n-au fost fie nici parteneri. Și atunci, de acum, dacă l-am luat, o duce mai departe. Așa că aceste trei faceți. Ediții le-am luat noi. Colaborăm foarte bine cu Marinică Botea, mai puțin cu cei din Casa de Cultură a Studenților, dar, mă rog, asta este un lucru altceva. Da, foarte bine faceți. Dar, vă mulțumim și vă urăm multă, multă baftă. Iar dumneavoastră, nu uitați, de pe, în acest weekend, 25-26, la Casa de Cultură a Studenților, puteți urmări un festival concurs din bătrâni din oameni buni, ediția 10-a. Mergem la Cluj împreună. Vreți să mergem la Cluj? Haideți să mergem la Cluj să vedem ce fac colegii noștri. Trebuia să ne întâlnim ieri cu ei. Am făcut un schimb de ștafete, însă îi salutăm în această dimineață. Bună dimineața, vă salutăm și noi de la Cluj-Napoca. Avem alături de noi un invitat foarte important care ne va vorbi despre un eveniment extraordinar. Te rog frumos să-l introduci pe domnul profesor. Așa este, domnul profesor Marius Bojiță. Bună dimineața, bine ați venit. Bună dimineața, bună, mă bucur să fiu în compania dumneavoastră și a telespectatorilor postului de televiziune România. Președinte al Fundației Transilvania Leaders, care de altfel organizează un concert fabulos. Unul la mână că va fi prezentat publicului din Cluj duminică la Colegiul Academic, dar concertul va fi prezent și la Viena pentru a deschide centenarul Marii Uniri. Despre asta aș vrea să povestim în minutele următoare. Cred că este unul dintre cele mai speciale concerte despre care am vorbit. Da, să fim corecți, evenimentul acesta, care pentru noi românii este un eveniment de suflet, este organizat de Ambasada României de la Viena, de Institutul Cultural Român, iar Fundația Transilvania Leaders este cea care a susținut, susține financiar în întregime acest eveniment. Este un eveniment care marchează, așa cum spuneați dumneavoastră, o zi sau un an drag nouă tuturor și cred că fiecare dintre noi, cetățenii acestei țări, trebuie într-un mod oarecare să ne implicăm, dacă nu cu fapte, dar măcar cu simțăminte, în memoria celor care în urmă cu 100 de ani au înfăptuit această mare unire. Unirea Basarabiei, Bucovinei, Transilvaniei, cu regatul țării românești. Ei, bun, poate evenimentul ca eveniment, fiindcă aici poate mai repede ne-am putea adresa specialiștilor, cei care sunt implicați în fenomenul Orchestrei Transilvania din Cluj. Eu aș vrea poate să vă spun câteva cuvinte despre cei care susțin financiar acest eveniment, respectiv Transilvania Leaders, fiindcă această fundație
funcționează de mai mulți ani. Din a luat ființă în 2013, dar până acum noi am încercat să facem niște fapte bune, să susținem anumite evenimente sau anumiți tineri care au plecat la anumite manifestări științifice sau anumiți sportivi care au fost premiați din partea fundației și nu prea ne-am manifestat în mass media. Fundația acum și în preajma acestui eveniment are câteva proiecte, dintre care primul este acesta de a susține deplasarea Orchestrei Transilvania din Cluj la Viena și de a susține de asemenea un concert acum în 26 la Cluj. Un concert, domnule profesor, care se joacă cu o sală plină. Noi oferim două invitații. Apropo, Irina a anunțat puțin mai devreme câștigătorii. Arhiplină, cum spuneați dumneavoastră. Da, și nu este atât de mult, să zicem, meritul fondatorilor acestei fundații, cât mai repede a celor care au susținut. Noi am fost impresionați de faptul că în urmă cu câteva săptămâni, când membrii fundației au dat un semnal către oamenii de afaceri din Transilvania, dar îndeoseb din Cluj, aceștia, fără să stea mult pe gânduri, au susținut evenimentul astfel încât a putut să fie închiriată sala de la Vienna Musikverein, da? S-a putut achita anumite cheltuieli acolo. Până la ora actuală, peste 60.000 de euro s-au strâns și majoritatea cheltuielilor sunt achitate în acest moment. Acum, de aceea spun că nu este vorba de un singur om, este vorba de o comunitate clujeană care a înțeles că este bine să se implice în acest eveniment. Revin la Fundația Transilvania Leaders, spuneam înființată în 2013, a mai avut și alte proiecte, mai are și alte proiecte care le vom menționa în momentul în care le efectuăm și nu înainte. Fiindcă principiul acestei fundații este de a face și pe urmă a te lăuda și nu a te lăuda și a nu face. Dar cu siguranță le veți prezenta în cadrul programelor televiziunii române. Evident că da, dacă televiziunea română ne invită la evenimentele respective. Și v-aș da un exemplu. În cadrul acestei fundații funcționează mai multe cluburi. În acest moment funcționează un club al celor care au avut unul sau mai multe mandate de rectori din municipiul Cluj, cu dorința de a ne extinde în toată Transilvania. Ce fac acești oameni care au fost niște personalități ale lumii științifice, ale lumii culturale, ale lumii academice din orașul Cluj? Se întâlnesc în fiecare lună, discută, au de fiecare dată invitați care pot să fie din administrația locală, spre exemplu a fost prefectul, a fost primarul Clujului, au fost oameni de cultură, actorul Dorel Vișan, poetul Horea Bădescu, în alte feți bisericești, în alt preasfinția sa Andrei Andrecus, Florentin Crihelmeanu, ambasadorul României de la Vatican, profesorul Liviu Zăpârțan, ambasadorul României din Statele Unite, George Maios. Aș putea să mai enumăr că acest club funcționează de mai mult de 3 ani de zile. Mesajul care a venit din partea fundației prin înființarea acestui club, că aceste personalități, așa cum menționam, ale lumii științifice, academice, clujene, stau la dispoziția societății cu experiența, cu virgulă, competența domniilor sale, dacă societatea, comunitatea are nevoie de sfatul, de experiența lor, o pot valorifica din plin. Acesta este un club.
Da? Unul dintre ele. Da. Vom mai povesti și despre celelalte în minutele unul următoare. Singur. Mai este clubul oamenilor de afaceri care nu și... Nu vă grăbiți că nu încheiem. Aș vrea doar să-i salutăm pe colegii de la Iași în acest moment. Și... Mulțumim, mulțumim mult, ne întâlnim joi, ca de obicei, în matinal, însă până atunci, mă uit la ceas, ne cam apropiem de finalul acestei ediții, să aveți parte de un weekend minunat, uite cum încheiem noi o săptămână începută împreună, o încheiem tot împreună aici pe TVR3, nu uitați că suntem online și pe www.tvrplus.ro sau dacă nu pe media... media.tvr.iași sau dacă nu pe pagina noastră de Facebook Bună Dimineața Moldova, de luni până vineri, de la ora 8. Dragilor, nu uitați, mâine de la ora 19:30 pe TVR Iași aveți Cântec și Poveste, partea a doua din festivalul Trandafir de la Moldova. Să aveți parte de un weekend minunat, să vă relaxați, să vă bucurați, ne întâlnim luni, toate cele bune!